Haideți să trecem la cuvânt în această seară, să ne uităm din cuvântul lui Dumnezeu, să vedem ce Dumnezeu vrea ca să ne învețe prin cuvântul lui. Și vreau ca din nou, la fel cum am privit împreună, deși a fost doar prin intermediul virtual, să privim la această problemă a bucuriei în mijlocul necazului, a bucuriei în mijlocul suferinței. Este o temă care mă pasionează foarte mult în ultima vreme. Este o temă despre care Dumnezeu a găsit de bine ca să mă învețe în mod practic și personal. De multe ori teologia este doar teoretică, dar toată teoria are un scop, un rol, o menire, și menirea este să fie pusă în practică. Și într-un fel simt că Dumnezeu m-a scos la tablă și este foarte, foarte bine să mai fii scos la tablă de când în când, ca să vezi ceea ce știi, ceea ce nu știi, ceea ce ai învățat, ceea ce nu ai învățat și să fii perfecționat de profesor. Și în felul acesta Dumnezeu a găsit de bine ca să mă învețe o serie de lecții despre ceea ce înseamnă nu doar suferința, ci despre ceea ce înseamnă bucuria în mijlocul suferinței, și aș vrea ca să împărtășesc cu dumneavoastră în săptămânile care urmează aceste lecții. Cred că v-am mai spus acest lucru la un moment dat, dar John Piper spunea că unul dintre scopurile lui principale ca și păstor, unul dintre responsabilitățile lui față de membrii lui, față de oile din turmă, este să le pregătească să sufere. Și să le pregătească să sufere bine, biblic. Nu să le facă să sufere, da? Cum mulți păstori cred că este slujba lor să cauzeze suferința, da? Ci să pregătească pe oameni să sufere. Suferința este inevitabilă. Este o realitate inevitabilă pe acest pământ, dar felul în care suferim nu este inevitabil. Nu trebuie să suferim neapărat într-un anumit fel. Putem suferi bine sau putem suferi rău. Putem ca să fim mai mult decât biruitor prin orice suferință, prin orice necaz, sau putem ca să fim înfrânți de acea suferință. Putem suferi având bucurie în mijlocul suferinței, sau se poate întâmpla ca suferința să ne fure toată bucuria și să fim zdrobiți de acea încercare. Nu toți oamenii suferă la fel, dar toți oamenii suferă. Cineva zicea la un moment dat că suferința este limbajul universal al omenirii și de aceea Dumnezeu conversează cu noi așa de des pe acest limbaj. Vestești cuiva Evanghelia, prin argumente nu înțelege. Îi vestești prin predici, nu înțelege. Îi vestești prin ilustrații, nu înțelege. Și vine necazul în viața lui și dintr-o dată înțelege. De ce? Pentru că suferința este într-adevăr limbajul universal. Toți îl trăim și toți îl înțelegem. În momentul în care viața ta este zdrobită, în care încercările vin, în care realizezi că ești neputincios în fața încercărilor acestei vieți, în mod inevitabil îți pui întrebarea cum vei fi cu putință în fața încercărilor dincolo de această viață. Ce se întâmplă când vine încercarea finală? Ce se întâmplă când vine moartea, când te afli în pragul ei? Dacă nu poți face față la cele mai mici încercări. Și dintr-o dată înțelegi că ai nevoie de Dumnezeu. Că ai nevoie de un Mântuitor. Și deseori Dumnezeu ne vorbește prin suferință. Responsabilitatea mea, ca și păstorul dumneavoastră, este să vă pregătesc să suferiți bine, biblic, cu bucurie în mijlocul suferinței. Să suferiți ca și niște creștini. A te bucura în vremuri de prosperitate, de sănătate și de pace este cât se poate de natural. Nu este nimic spiritual ca să vezi un om bucuros și când îl întreb de ce este bucuros să spună tocmai am fost promovat la servici, familia este sănătoasă, lucrurile merg bine. Când ai primit un asemenea răspuns, nu ai zice, wow, ce spiritual este omul acesta, ce duhovnicesc este omul acesta. Dar când stai pe marginea patului la un om bolnav care mai are câteva zile de trăit și cântă spre slava lui Dumnezeu cu bucurie și îl întreb ce motiv ai ca să fii
fericit, când privești la oameni care sunt persecutați pentru credința lor, la oameni care erau aduși în arene și erau sfâșiați de animale și înainte ca să-și piardă viața pentru credința lor, cântau imnuri de bucurie la adresa lui Dumnezeu. Și oamenii stăteau și priveau și nu-și puteau explica cum acești oameni pot fi bucuroși. Există o diferență mare între bucuria lumii și bucuria creștină, între suferința lumii și felul în care ei suferă și în felul în care Dumnezeu ne cheamă pe noi ca să suferim. A îmbrățișa pe cei din jurul tău când ești îmbrățișat de toată lumea nu este ceva duhovnicesc. A binecuvânta când ești binecuvântat nu este ceva duhovnicesc. A fi bucuros când totul merge bine este cât se poate de firesc și de obișnuit și de natural. Dar întoarce obrazul când ești pleznit. Este duhovnicesc. A binecuvânta când ești blestemat. Este duhovnicesc. A îmbrățișa pe alții când ești respins. A te bucura când lumea ta se năruie în jurul tău. Este ceva absolut supranatural. A nu-ți pierde nădejdea când nu mai este nicio speranță. Este ceva care cei din lume nu au cum experimenta. Cu siguranță și cei din lume au pentru o perioadă un fel de speranță. Poate este doar gândul că ziua de mâine va fi mai bine. Sau poate este gândul că până la urmă zilele se sfârșesc și durerea trebuie să se sfârșească, chiar dacă este doar prin moarte. Dar care este speranța lor pentru dincolo de moarte? Care este speranța lor când zilele de mâine nu sunt mai bine? Care este speranța lor când fiecare zi este din ce în ce mai rea și veștile sunt din ce în ce mai rele? În schimb, speranța creștinului transcende orice circumstanță, inclusiv evenimentul morții. De aceea, testul bucuriei autentice, testul credinței reale, vine prin încercare. De aceea Scriptura ne spune că nu trebuie ca să ne mirăm când vin felurite încercări. Pentru că ele sunt pentru noi cei cu adevărat credincioși o binecuvântare. Biblia ne spune că credința noastră, care este încercată, care este verificată, este mai de preț decât aurul. Decât aurul. Dacă v-aș întreba în această seară, dacă ați vrea o comoară de aur și de argint, sau de euro și de dolari, sau dacă ați vrea să plecați de aici cu o încercare, cu un necaz, ce ați alege? Scriptura ne spune că ai fi mai binecuvântat să pleci cu credința ta încercată și verificată și să ieși din încercare cu convingerea că ești într-adevăr un copil al lui Dumnezeu. Și parcă totuși nimeni nu-și dorește încercarea și toți ne dorim euro. Da? Că-s mai ușor de duș acasă. Să pot transfera bancar, nici nu trebuie ca să-i ducem în sacoșe. Credința noastră, veritabilă, testată, produce pentru noi o binecuvântare care este mai mare și mai importantă decât orice binecuvântare firească și omenească, decât orice sumă de bani. Și totuși nu ne dorim. Să știți că dovada nu este simplu fapt că ai trecut prin încercare. Și ateii au cancer? Să nu credeți că doar creștinii au cancer. În egală măsură și ateii și creștinii au cancer, statistic vorbind. Și păgânii se îmbolnăvesc, și lor le mor copiii, și pe ei părăsește soțul sau soția. Și vrei să știi ceva? Toți trec prin încercare. Nu toți ateii care primesc diagnosticul de cancer se duc mâine și se aruncă de pe bloc. Majoritatea nu. Toți ajung în finalul încercării. Toți au trecut. Testul credinței adevărate nu este dacă treci prin încercare. Nu este nici măcar dacă ajungi la celălalt capăt. Este cum treci prin încercare. Testul este cum treci prin încercare. Tenacitatea omului nu este dovadă a credinței. Faptul că omul este doritor sau capabil să treacă printr-o suferință nu dovedește absolut nimic despre credința lui.
despre starea lui spirituală. În schimb, felul în care trece prin acea încercare, felul în care trece prin acea suferință, ne spune foarte mult despre condiția lui spirituală. De aceea, când ne uităm la anumite afirmații din Biblie, când, cum ne-am uitat din Romani, capitolul 5, în care Apostolul Pavel spune, dar nu numai atât, ci ne bucurăm în necazurile noastre. Atenție, Apostolul Pavel nu spune, nu numai atât, și eu, mega apostol, super duhovnicesc, da? Care Hristos a prezentat în trup la convertirea lui, eu mă bucur. Voi, nu știu dacă trebuie să vă bucurați. El spune, noi ne bucurăm. Dacă suntem al lui Hristos, dacă avem credința autentică, avem ceva, o realitate în viața noastră care ne face să trecem prin necaz, prin suferință, într-un fel total diferit. Și nu doar că ne bucurăm în vremurile bune, ba mai mult ne bucurăm chiar în necazurile noastre. Și rămânem uimiți. Pavel, e prea de tot. E prea fantastic. Deci n-ar trebui ca să rămânem uimiți dacă avem aceeași credință, dacă avem o credință de obște împreună cu Apostolul Pavel. Dacă el poate face această afirmație, noi trebuie să putem face această afirmație. Dacă el prin această credință în Hristos poate trece cu bucurie prin suferință, noi putem trece. Dacă Duhul Sfânt care îl împuternicește pe el și care este în el, care a fost în el, este în noi, și noi putem trece prin suferință cu bucurie. Și totuși, de multe ori, noi cei care suntem creștini, sau spunem că suntem creștini, ne întrebăm cum se poate așa ceva. Discutând în perioada aceasta, în lunile acestea de zile, cu mulți colegi, prieteni, familie, frați, cei mai mulți care se consideră creștini, discutând în perioada aceasta în care Dumnezeu, în înțelepciunea Lui și în dragostea Lui infinită, a rânduit ca să ne treacă prin această serie de încercări, am fost foarte surprins la o tematică comună în toate discuțiile care le-am avut. Și anume, am observat întotdeauna notițele de subsol, clauzele de excepție la tot ceea ce spune Biblia despre suferință și despre bucuria în suferință. Am fost întrebat de deseori, cum te simți? Care e starea ta de spirit? Acum că ai primit un diagnostic de cancer, cum te simți? Înainte de operație, cu câteva zile, foarte mulți mă întrebau, bun, dacă nu te trezești. Știi că e posibil să nu te trezești dintr-o operație, din orice operație. Anestezia e o știință, dar e și o artă. Și dacă anestezistul nu e un artist bun, s-ar putea să nu te trezești. Și ei îți spun, îți dau acolo un tiang de acte, trebuie să semnezi pe propria răspundere, înțeleg riscurile, s-ar putea să nu mă trezesc, familia nu va da spitalul în tribunal, nici nu știi ce semnez. I-am și întrebat-o pe doctorița care mi-a adus toate documentele să semneze, zic, doamnă, a refuzat cineva vreodată să semneze? Adică e o premisă absurdă. Omul are nevoie de operație, tu poți să-i pui în față orice să semneze, el trebuie să semneze, ce o să zică? Nu mă operați? Dați-mi orice, eu semnez, operați-mă, asta e. După aia, dacă mor, n-am ce face, da? Dar lumea mă întreba, dacă nu te trezești, dacă peste două zile e finalul, cum vei gestiona în aceste două zile aceste sentimente? Cum gestionezi perspectiva morții, care de altfel este reală în fiecare clipă? Și de ce devine reală când cineva într-o poziție de autoritate sau de specialitate îți spune? Când medicul îți spune, domnul Marian, s-ar putea ca să nu te trezești în operație, dintr-o dată spui, măi, s-ar putea să mor. Dar realitatea este că s-ar putea să mor oricând. S-ar putea să ieși afară, să te lovească o mașină și să mori. Nu e o probabilitate mai mică sau mai mare. Doar pentru că cineva ți-a spus că există posibilitatea aceasta. Și a fost întrebat, cum te simți?
Cum gestionez gândurile acestea, realitatea aceasta, posibilitatea aceasta? Și răspunsul care l-am dat aproape de fiecare dată, fără excepție, a fost acesta. Filipeni 1 cu 21, căci pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Știți care au fost reacțiile de la cei mai mulți care au zis că sunt credincioși? Da, frate. Așa este, dar totuși, frate, așa este. A trăi este Hristos și a muri este un câștig dacă ești în Hristos. Dar totuși, un fel de a spune, hai să nu ne glumim. Nu poți crede așa ceva. Nu poți fi sincer în a declara că a muri este un câștig. Dar totuși, frate, și eu spun că cred asta. Dar totuși, confirmăm cu două zile înainte de posibilitatea unui deces că totuși nu ești chiar convins. Dar totuși ce? Dar totuși Scriptura nu este adevărată? Dar totuși promisiunile lui Dumnezeu nu sunt suficiente? Dar totuși credința noastră este reală și veritabilă doar când avem ceva de beneficiat firește și pământește? Dar totuși ce? Dacă Biblia spune că a trăi pentru noi este Hristos, iar a muri este un câștig, pentru că absent din acest trup, spune Scriptura că suntem în prezența lui Hristos. Ce excepție? Ce clauză de reziliere vrei? Dar totuși a fost răspunsul aproape universal printre cei care spuneau că sunt creștini. Există două feluri de credință în această lume. Există credința adevărată și există credința falsă. Credința adevărată nu spune dar totuși. Credința adevărată spune chiar dacă. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de nimic. De ce? Pentru că mă bazez pe promisiunile lui Dumnezeu, care sunt mai reale decât posibilitatea morții. Credința reală spune, chiar dacă nu ne va scăpa Dumnezeul nostru din cuptorul acesta de foc, noi nu ne închinăm. Pentru că îl iubim pe Dumnezeu și gloria Lui mai mult decât posibilitatea unei morți într-un cuptor de foc. Chiar dacă este voia lui Dumnezeu să sufăr pentru o vreme, în acest trup, pe acest pământ, în această viață, pentru gloria Lui, eu mă voi bucura în El, pentru că El este bucuria supremă. Iar cea falsă spune, dar totuși. Da, frate, bucuria noastră supremă este Hristos. Dar totuși, parcă îmi lipsește ceva. Bani, faimă, distracție, sex, mașini. Ceva. N-am experimentat destul din bucuria asta inferioară și înțeleg că cea supremă este Hristos și înțeleg că ar trebui să fie suficient, dar totuși, frate. Da, frate, a trăi este Hristos și a muri este un câștig, dar totuși, așa e că mai bine e să trăiești? Nu e așa? Totuși, hai să fim serioși. Dar într-adevăr, frate, Biblia spune să fim sfinți precum El este sfânt, dar totuși, când este oportun, frate, nu putem lăsa un pic mai moale cu sfințenia? Știi, să ne facem noi treburile noastre, să ne iasă calculul nostru. Fratele Chivoiu, nu știu, unii dintre voi îl știți, este păstor la Comănești, povestea într-o vreme când el era mai tânăr și era la început în drumul acesta al credinței și în tinerețea lui era un bătăuș așa și un bătăuș și un destrăbălat, cuvintele lui. Și după ce a venit la pocăință, se zicea foarte, foarte des aveam impulsul ăsta când cineva mă enerva să zic, măi, dacă pun jos pocăința 5 minute, îți dau o mamă de bătaie, o iau la loc și n-am nicio problemă. Dar totuși, nu? Da,
Cum zice Apostolul Pavel, nu numai atât, ci noi ne bucurăm și în necazurile noastre, dar totuși, frate, hai să fim serioși, cine se poate bucura în necaz? Astea-s povești, scrise acum 2000 de ani. Ce fel de credință ai tu? Credința adevărată? Credința care spune chiar dacă? Chiar dacă trec prin cuptorul de foc? Chiar dacă nu mă scapă? Chiar dacă binecuvântările mi se iau? Chiar dacă trebuie să sufăr? Chiar dacă trebuie să mor? Eu mă voi bucura în Dumnezeul meu! Sau credința, dar totuși, frate. Credința cu clauze de excepție, cu notițe de subsol. Credința falsă care spune, hai să fim serioși. Ce spunem duminica și miercurea și între frați este una. Dar când viața reală se întâmplă, lucrurile stau altfel. Cei mai mulți cu care eu am stat de vorbă în această perioadă, spre dezamăgirea mea, au fost credincioși, dar totuși. Ultima dată când am fost împreună, deși a fost doar virtual, cei care au fost aici au urmărit mesajul pe ecran, ne-am uitat la această afirmație glorioasă din Roman 5, vă rog ca să deschideți acolo, cei care aveți Sfânta Scriptură, în care Apostolul Pavel spune, dar nu numai atât, ci ne bucurăm și în necazuri, și în suferințe noi ne bucurăm. Și am căutat împreună să aflăm secretul pentru a avea bucurie în necaz. Apostolul Pavel spune în felul următor, de aceea fiindcă am fost îndreptățiți, adică justificați prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am intrat prin credință în acest har în care stăm și ne lăudăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Dar nu numai atât, ci ne bucurăm și în necazuri, știind că necazul produce răbdare, iar răbdarea produce un caracter matur, iar un caracter matur produce nădejde, speranță, iar nădejdea aceasta nu ne dezamăgește, ne înșală. Întrucât dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Pentru că în timp ce noi eram neputincioși, Hristos a murit la timpul potrivit pentru cei neevlavioși, pentru cei păcătoși. În esență, secretul bucuriei în suferință nu este un secret. Secretul este cel mai bine cunoscut mesaj în acest univers, este Evanghelia. Avem patru indicații, patru fraze cheie care ne semnalează cheia interpretării acestui text. De aceea, dar nu numai atât, știind că și întrucât. Sunt patru fraze, patru sintagme care ne dau puncte de reper să înțelegem exact ceea ce Apostolul Pavel vrea ca să ne învețe. Și nu vom recapitula tot ceea ce am învățat data trecută, vrem ca să intrăm în alte detalii, să săpăm mai adânc și să înțelegem mai bine acest secret, să-l aplicăm în viața noastră și să trăim în această bucurie, în această credință. Apostolul Pavel ne arată că temelia vieții noastre, temelia vieții creștine este această realitate. Fiindcă am fost îndreptățiți, justificați prin credință, de aceea, ca atare, acum avem pace cu Dumnezeu. Asta este postamentul, asta este temelia vieții creștine. Asta este Evanghelia. Evanghelia este că ai fost justificat prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Tu erai și eu eram un infractor, un păcătos, condamnat la moartea eternă, la pedeapsa veșnică, iar Hristos a murit în locul tău și te-a îndreptățit, te-a declarat drept înaintea lui Dumnezeu. Și a aplicat acea dreptate, acea viață nouă care a cumpărat-o pentru tine, prin credința care ți-a dat-o un dar. Asta este temelia vieții creștine. Realitatea obiectivă în care creștinul trebuie să trăiască în mod constant. Asta este starea normativă a creștinului. Una de pace, pentru că el are pace cu Dumnezeu. Creștinul nu trăiește în teroare, creștinul nu trăiește în frică. Scriptura ne spune că nouă nu ni s-a dat un duh de frică, ci unul de înfiere.
Scriptura ne spune să nu ne temem de cei care pot distruge doar trupul, ci de cel care ne poate distruge sufletul. Nu avem nimic de ce să ne temem, dacă nu trebuie să ne temem de Dumnezeu, care este singurul care realmente poate ca să ne distrugă, nu în sensul anihilării, nu mai trebuie să ne temem de nimic. Avem pace cu Dumnezeu, ca atare avem pace. În mod constant, Evanghelia ne dă acest lucru. Pentru că suntem justificați, avem pace. Dar Apostolul Pavel ne spune că această credință are efecte și în circumstanțe extraordinare. Nu doar în viața normativă, nu doar în viața de zi cu zi, nu doar când este soare afară, dar și când vin necazurile și când vin problemele. El spune că această realitate a Evangheliei, această justificare, această împăcare cu Dumnezeu care am primit-o în dar, are efecte extraordinare. O credință adevărată produce în starea normală, în viața de zi cu zi, pace, bucurie, liniște. Și are efecte extraordinare producând aceeași pace și aceeași bucurie, aceeași liniște, chiar atunci când condițiile din jurul nostru, când încercările din jurul nostru sunt cumplite. Secretul, spune Apostolul Pavel, este că noi știm că încercarea nu face altceva decât să elucideze pentru noi realitatea acestei justificări, să o facă evidentă pentru noi. Justificarea noastră, pacea noastră cu Dumnezeu, înfierea noastră prin Hristos, chiar și glorificarea noastră, sunt realități care nu pot fi schimbate. În mod obiectiv, dacă ești al lui Hristos, dacă ai fost răscumpărat de Domnul nostru Iisus Hristos, aceste realități nu pot fi schimbate. Nu pot fi pierdute, nu pot fi alterate. Iar suferința, încercarea și în mod suprem moartea nu pot face altceva decât să ne aducă mai aproape de această realitate glorioasă. Vântul, furtuna suferinței, nu este altceva decât acel impuls puternic care suflă din viața noastră molozul acestei vieți, încât să ne putem ridica un pic mai aproape de Dumnezeu. Să vedem aceste realități un pic mai bine. Și moartea nu este altceva decât poarta prin care trecem să părăsim această lume putredă și să intrăm în prezența Lui. Moartea este binecuvântarea supremă și orice creștin crede altceva nu este creștin. Este un creștin care practic este ateu. Pentru că a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Pentru că părăsești tot ceea ce este inferior, tot ceea ce este parțial binecuvântare și intri în prezența și împărtășie cu sursa binecuvântării, cu Domnul nostru Iisus Hristos. Credința reală are efecte extraordinare atunci când condițiile în care trăim sunt extraordinare. Apostolul Pavel spune că această credință, această nădejde nu ne înșală niciodată, nu ne dezamăgește niciodată. De ce? Pavel spune, întrucât dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Nu doar că avem această realitate obiectivă, nu doar că avem acest mesaj al Evangheliei, ci Duhul Sfânt a fost turnat în noi, a intrat în părtășie cu noi, în așa fel încât manifestă în mod real în lăuntrul nostru aceste realități. Și pentru că Dumnezeul care ne-a mântuit este în părtășie cu noi, este în noi, ca arvuna moștenirii noastre, spune Apostolul Pavel, această credință reală nu poate să dezamăgească. Oricât de mare ar fi încercarea, oricât de grea ar fi suferința, oricât de rele ar fi circumstanțele, dacă Dumnezeul care a creat acest univers, dacă Dumnezeul care susține toată viața este în tine, ce te poate dărâma? Moartea, El este sursa vieții. El a biruit moartea și El este în tine. Pentru că în timp ce noi eram neputincioși,
Hristos a murit la timpul potrivit pentru cei neevlavioși. Am fost justificați când eram dușmani cu Dumnezeu, iar acum că suntem înfiați, avem în noi Duhul Sfânt, care ne păstrează prin puterea Lui, care lucrează și face aceste realități puternice în viața, în viața noastră. Aceste versete nu au avut sens de plin pentru mine, până când, într-o zi, nu mi-a zis medicul: domnul Marian, aveți cancer. Din momentul acela, aceste versete au făcut sens. Mă așteptam în acel moment să mă simt dezamăgit. Mă așteptam să mă simt revoltat. Mă așteptam să fiu un dar totuși, un nu se poate. Mă așteptam să mă simt abandonat și trădat de Dumnezeu. Să mă simt întristat, speriat, nervos. Orice mă așteptam să simt, dar nu să mă simt iubit. Nu să mă simt îmbrățișat, acceptat, tras mai aproape de Dumnezeu. Și tot ceea ce puteam ca să repet în gândul meu era: mă iubește. Mă iubește și mă vrea mai aproape de El. Mă iubește și vrea ca să curețe din viața mea lucrurile care mă împiedică să-L văd mai bine, să-L cunosc mai bine, să-L iubesc mai mult, să mă bucur mai mult. Și poate mă iubește așa de mult că mă vrea cu El acum. N-a fost supărare? N-a fost revoltă? N-a fost trădare? N-a fost nimic decât mă iubește! Și am înțeles ceea ce înseamnă că Duhul lui Dumnezeu și dragostea Lui a fost turnată în noi. Nu sunt doar realități obiective, ci sunt realități trăite prin puterea Duhului Sfânt. În mijlocul încercării, puterea Evangheliei este manifestată prin faptul că Dumnezeul care ne-a mântuit prin Evanghelie este în noi. Și dacă este în noi și dacă este pentru noi, cine ne va smulge din mâna Lui? Nici viață, nici moarte, nici sabie, nimic! Nici tu și cu mine. Acest lucru nu ține de hiperspiritualitatea mea. Nu este vreun merit al meu. Acest lucru ține de realitatea obiectivă a justificării mele prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Acest lucru ține de cunoașterea și de credința acestei realități obiective. A faptului că știu și știm că suntem justificați datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. Sunt al lui Hristos. Ca tare mă pot bucura. Asta este mesajul Evangheliei. Asta este realitatea Evangheliei. Din nou, nu este meritul meu. Această credință mi-a fost dată în dar. Este harul lui Dumnezeu, care mi-a dat credință, care m-a învățat aceste realități, care le-a făcut reale în viața mea. În ultimul rând, este lucrarea Duhului Sfânt în viața credinciosului, care face reală, nu doar intelectual vorbind, face reală această cunoaștere, această dragoste a lui Dumnezeu, care este turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat ca să ne pecetluiască, ca să ne protejeze, ca să ne dea putere pentru viața aceasta, inclusiv pentru suferințe, mai ales pentru suferințe. Creștinul adevărat nu cunoaște Evanghelia, nu cunoaște pe Dumnezeu doar la nivel intelectual. El cunoaște că este iubit sentimental, experiențial, pentru el este real. Simți că ești iubit de Dumnezeu mai real decât simți că ești iubit de cei din jurul tău, de soția ta, de copiii tăi. Nu este cu nimic inferioară dragostea lui Dumnezeu turnată în inima ta prin lucrarea Duhului Sfânt decât dragostea semenilor tăi. Poate că înțelegi pentru prima dată ceea ce înseamnă cu adevărat dragostea de tată. Dragostea lui Dumnezeu față de copiii, față de copiii lui. Acum, practic vorbind, aceste trei aspecte menționate de Apostolul Pavel, realitatea obiectivă a justificării, cunoașterea și credința ei, cunoașterea Evangheliei, cunoașterea Cuvântului Dumnezeu,
și lucrarea Duhului în viața noastră. Dacă privim la aceste trei și ne punem întrebarea, care dintre aceste trei pot fi impactate de mine și de tine, da? Ca să săpăm un pic mai adânc la rădăcină, să vedem cum putem ca să ajungem la acest fel de bucurie. Poți tu să schimbi realitatea justificării tale? Dacă Hristos a murit pentru tine, ce poți face ca să-L faci să nu fie murit pentru tine? Eu nu știu dacă să râd sau să plâng când spun oamenii că eu hotărăsc. Pe omule, dacă Hristos acum 2000 de ani, ba mai mult, dinainte din temerea lumii, a murit pentru tine, dacă mielul a fost jertfit pentru tine, ce poți tu face? Poți călători prin timp și să ajungi la Golgota să spui, Doamne, nu, nu, pentru mine nu. Poți să mergi dinainte din temerea lumii când nici nu existai și să spui, Dumnezeu, știi, în planul tău, pe mine nu, că eu nu vreau. Poți? Nu poți. Realitatea obiectivă este realitatea obiectivă, atât. Dacă afară e noapte acum, tu poți să vrei să fie ziua. Nu va fi ziua, e noapte. Da? Sau poți tu controla sau manipula lucrarea Duhului Sfânt? Nu poți. Vântul suflă încotro, vrea. Și măcar la cei convertiți, când vorbește despre lucrarea Duhului, Apostolul Pavel spune că Duhul, de exemplu, împarte darurile spre folosul altora, cui vrea și cum vrea. Duhul nu poate fi manipulat, Duhul nu poate fi controlat. Cineva zicea, cred că Billy Graham, dar nu prea place să dau citat din Billy Graham, că nu este chiar așa de evanghelic de multe ori, dar cred că Billy Graham zicea că problema nu este dacă tu ai Duhul Sfânt, ci dacă Duhul Sfânt te are pe tine. Foarte mulți oameni cred că ei pot avea Duhul Sfânt în sensul ca să-l manipuleze. Noi am nevoie de un pic de Duh Sfânt. Hai să cum fac ceva, o incantație ca să manevrez un pic Duhul Sfânt. Asta e magie, nu-i credință. Nu poți face absolut nimic ca să manipulezi sau să controlezi lucrarea Duhului Sfânt. Dar cunoașterea Evangheliei, cunoașterea acestor realități, poți face ceva? Păi poți face. De exemplu, foarte mulți dintre voi, nu toți care ar trebui să fie aici, dar foarte mulți, ați venit aici exact pentru acest motiv. Pentru că ați considerat că ar fi bine să cunoașteți mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu. Unii ați venit mai mult pentru că ați venit fratele pastor acasă, ar fi să nu mă duc, nu m-aș duce, dar după aia ce o să zic că nu m-am dus, totuși prima seară, o să lipsesc data viitoare, că pe atunci nu o să-și mai dea seama, dar acum sigur ne bifează pe toți. N-ați venit că vreți să cunoașteți tainele Scripturii. Și totuși sunteți aici, da? Și acum înțelegeți că cunoscând aceste taine ale Scripturii, care de fapt nu sunt taine, că El le-a descoperit, putem ca să impactăm cu ceva bucuria noastră în viața de zi cu zi și în necaz și în suferință. Poți face ceva. Poți tu să faci ceva. Și anume, să crești în cunoștința ta. Poți ca să beneficiezi de cunoaștere prin Cuvântul lui Dumnezeu. De cunoaștere prin toate instrumentele a Harului, prin părtășia la masa Domnului. Nu înțeleg și nu voi înțelege niciodată. Creștini care au probleme, creștini care sunt apăsați, creștini care nu sunt bucuroși din cauza suferinței și nu vin la cina Domnului. Când exact de asta au nevoie. Au nevoie să beneficieze de o amintire a Evangheliei. Au nevoie ca să uite la cina Domnului, să participe la cina Domnului și să-și amintească realitatea obiectivă, Hristos a murit pentru mine. Orice necaz aș avea în viața mea, nu va schimba acea realitate care o comemorăm la cina Domnului. Poți beneficia de amintire și de creștere în aceste realități prin rugăciune, prin citirea cuvântului, prin părtășia frățească. Oriunde instrumentele Harului lucrează și operează și aduc la suprafață și pun în practică Cuvântul lui Dumnezeu, tu poți beneficia de o creștere în cunoașterea ta. De aceea Apostolul Pavel poate să facă o asemenea afirmație, pentru că el nu este doar un teoretician al teologiei, el este un practicant. El este unul care a trăit aceste lucruri. Și el ne spune nouă că ele sunt adevărate, în primul rând că este inspirat de Duhul Sfânt, este inspirat de Dumnezeu și în al doilea rând pentru că el a trăit și a ajuns la acest rezultat prin aceeași practică, prin aceeași teologie. Apostolul Pavel în alte locuri ne explică cum a ajuns la această realitate spirituală.
De exemplu, în Filipeni, capitolul 4, el spune în felul următor: pentru că eu am învățat sau m-am deprins să fiu mulțumit în orice împrejurare m-aș afla. Știu ce înseamnă să fiu sărac și știu ce înseamnă să ai din belșug. Și noi am completat, nu e așa că e mai bine să ai din belșug, apostole? Așa e, Pavel, e mai bine. Asta vrei să spui. Nu asta vrea să spună. Pavel vrea să spună că el e fericit în ambele. Că circumstanțele nu contează. Da? Am învățat secretul de a fi mulțumit în orice situație. Fie sătul, fie flămând, fie în belșug, fie în nevoie. Pototul în Hristos care mă întărește. Apropo, asta e exegeza corectă a acestui text. Pototul în Hristos care mă întărește nu înseamnă vreau 1 milion de euro. Pototul în Hristos care mă întărește, cred și voi primi. Nu, înseamnă că în mijlocul suferinței, în mijlocul necazului, tu poți avea bucurie pentru că îl ai pe Hristos și El este suficient. Pentru că nimic altceva nu contează. Nu contează câți bani ai, nu contează ce mănânci, nu contează cât de sănătos ești. Tu poți să fii bucuros pentru că l-ai pe Hristos. Și noi ne punem întrebarea, cum adică Pavel a învățat? Cum ai învățat? Cum te-ai deprins? Vrei să spui că nu te-a trăznit Dumnezeu cu un duc de mulțumire? Vrei să spui că nu te-a trăznit Dumnezeu cu un fulger de bucurie? Ai învățat. Nu ai primit într-o zi așa în transă, prin stăruință, bucuria? Apostolul Pavel spune nu. Am pornit aici, la drum, și am învățat prin deprindere, prin cuvânt, prin disciplină spirituală, să fiu mulțumit în orice circunstanță, să fiu bucuros în orice încercare. Apostolul Pavel nu doar predică, ci practică ceea ce predică. Și când el spune că poți trece prin încercare cu bucurie, ne spune pentru că el a trecut prin încercări cu bucurie. Știți ce rar întâlnești astăzi creștini mulțumiți? Creștini mulțumiți. Creștini fericiți. Ce să vorbim de creștini fericiți și bucuroși și mulțumiți în mijlocul necazului? Așa ceva nici nu se mai pomenește. Rar. Poate printre bunicii noștri mai găsim așa ceva. Dar în ziua de astăzi să găsești oameni care zic că sunt creștini și trec prin necaz și sunt totuși bucuroși, este foarte rar. Pentru că numărul de creștini falși a crescut, pentru că nu mai există un preț ca să fii creștin. În ziua de astăzi, așa zis, creștinii nu mai sunt fericiți nici în mijlocul binecuvântării. Ce să mai vorbim de mijlocul suferinței? Da, sunt creștini plini de extaz, sunt creștini distrați, sunt tot felul de creștini din ăștia. Din ăștia întâlnești tot timpul. Sunt foarte happy. Par să fie foarte happy. Dar sunt un foc de paie, un joc de artificii. Au izbucnit și în 5 secunde au dispărut. Bucuria lor este trecătoare. Știți de ce? Pentru că n-au învățat vreodată, nu s-au deprins vreodată să fie mulțumiți, să fie bucuroși. Iar când necazul vine, și inevitabil că necazul vine, pentru că, de exemplu, Apostolul Petru ne spune în 1 Petru, în felul următor, prea iubiților, nu fiți surprinși de încercarea de foc care are loc în mijlocul vostru, ca și cum vi s-ar întâmpla ceva ciudat. E normal. E absolut normal. Cu siguranță, mulți dintre voi, când ați auzit de încercarea prin care trec eu, am spus, dar cum se poate? Cum se poate că n-am avut cancer de acum 10 ani? Cum se poate că n-am murit în orice zbor care l-am luat? Sau în orice drum spre aeroport? Sau de fiecare dată când am coborât pe scări? Nu fiți surprinși când se întâmplă lucruri rele. Fiți surprinși când primiți binecuvântări. Apostolul Petru ne spune, fraților, pregătiți-vă să suferiți. Fiți gata să suferiți. Și nu fiți surprinși când încercarea vine. Fiți pregătiți nu doar să suferiți, ci fiți pregătiți să suferiți bine. Să vă bucurați în mijlocul necazului. Pentru că dacă nu ești pregătit, dacă nu te-ai deprins, dacă n-ai crescut în cunoștință și în disciplină spirituală, atunci când necazul vine, te găsește nepregătit.
și extazul tău dispare. Euforia ta este risipită. Falsa nădejde te va înșela. Dar realitatea Evangheliei, bucuria justificării, cunoscută, crezută și manifestată în viața ta prin puterea Duhului Sfânt, dragostea lui Dumnezeu turnată în inimile noastre, prin Duhul Sfânt, lucrată și maturizată în noi prin cuvântul Său, nu ne va dezamăgi niciodată. Iar noi trebuie să ne pregătim. Noi trebuie să cunoaștem mai mult adâncimea, lățimea, profunzimea dragostei lui Dumnezeu față de noi. Asta putem face. Celelalte nu sunt în controlul nostru. Și asta o vom face dacă Dumnezeu va îngădui și dacă se va îndura de noi. Frate, dar nu știu dacă vreau. E motiv bun de rugăciune. Doamne, ajută-mă să vreau. Și Augustin spune, Doamne, poruncește ceea ce vrei, dar te rog, împlinește ceea ce ai poruncit. Așa de nemernici suntem. Chiar atunci când ni se pune pe tapet cheia, secretul fericirii, suntem prea ticăloși ca să facem cel mai simplu lucru. Cel mai simplu lucru. De ce? Pentru că suntem așa de prinși, de înrobiți de bucuriile astea inferioare, de nădejdile astea false. Știm că ceea ce ni se spune este adevărat. Știm că ceea ce ne oferă Hristos este mai bun. Dar aia însemna că trebuie să le lăsăm pe astea. Frate, sună bine ceea ce spui, da? Dar totuși, voi rezista doar cu Hristos? Dar totuși voi fi realmente... Acum, da, am zile în care sunt mai fericit, zile în care sunt mai fericit, dar știu cum gustă fericirea asta și îmi place. Tu vrei să-mi oferi altceva prin cuvântul lui Dumnezeu. Dar totuși, sigur? Întrebarea aia nu pot eu răspunde pentru tine. Și cine poate pentru noi să mărturisească mai convingător despre această realitate decât Apostolul Pavel, când considerăm cine a fost acest om? Nu doar ca și un chemat al lui Dumnezeu, ca și un trimis al lui Dumnezeu, ci realmente prin ceea ce a trecut. Și totuși ne scrie asemenea cuvinte. În 2 Corinteni 11, Apostolul Pavel enumără puțin CV-ul lui. Ne spune puțin cum a arătat viața lui, care sunt suferințele lui și sunt convins că este doar o sumarizare. Și el spune în felul următor, versetul 24. Am fost în închisoare mult mai mult. Am fost biciuit mult mai sever. Deseori în pericol de moarte. De 5 ori am primit de la iudei 40 de lovituri fără una. Se nu sunt 40 de palme la fund, cum dăm noi la copii câteodată. Astea sunt lovituri cu biciu de așa natură încât sfâșie carnea. 40 fără una, că 40 te omoară. 39 mai ai 1% șansă să supraviețuiești. După asemenea bătaie, dacă erai încă în viață, erai doar carne vie pe spate. Și Apostolul Pavel spune, chiar dacă am trecut prin așa ceva, m-am deprins să fiu mulțumit în orice circunstanță și să trec prin orice încercare cu bucurie. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. Apropo, intenția împroșcării cu pietre este omorârea. Asta era intenția. Nu se luau pietriciși împroșcat, nu. Se luau bolovani. Nu vă recomand să faceți acest lucru, deși la un moment dat a conștientizat niște realități. Pe internet, din lumea islamică, unde se mai practică lucrurile astea, sunt videoclipuri cu oameni care sunt omorâți cu pietrele. Să sapă în pământ sau în nisip, o gaură, omul să bagă acolo, să astupă, să fie doar de la brâu de obicei, să iau bolovan și să aruncă, gloata aruncă asupra lui, până când este sfâșiat în bucăți, craniu îi zboară în bucăți și rămâne doar un moloz însângerat acolo. Și un miracol că Apostolul Pavel a supraviețuit. Pavel, și în acele circumstanțe ai trecut cu bucurie? Totuși, Pavel, nu se poate. Am fost, zice el, de 3 ori a rămas naufragiat. Am fost o zi și o noapte în largul mării.
adesea în călătorii, nu în concediu, nu în all-inclusive, în călătorii misionare periculoase, în pericole pe râuri, în pericole din cauza tâlharilor, în pericole din cauza celor din neamul meu, în pericole din cauza neamurilor, în pericole în cetate, în pustie, pe mare, în pericole datorită fraților falși, falșilor credincioși, da? Muncind și trudind din greu, nu știu voi, dar am ajuns la finalul listei și eu sunt obosit. Eu n-am trecut prin nimic din ce descrie omul acesta, sau prin puțin din ce descrie, și doar citind sunt obosit. Și el zice, mai mult decât că am trecut prin ele, am trecut prin ele bucuros. Muncind și trudind din greu, deseori neputind să dorm, flămând și însetat, deseori fără hrană, în frig și fără haine, și dincolo de toate aceste lucruri era și preocuparea mea zilnică, îngrijorarea mea pentru toate bisericile. Nu știu, dumneavoastră sau eu, când trecem prin orice încercare, dacă mai avem preocupare pentru biserică, punct. Și Pavel spune, toate acestea și peste toate acestea, nu puteam dormi noaptea, că deși eu eram incapacitat, imobilizat de la bătaia care am primit-o, care mi-a rupt spatele, eu mă gândeam ce se întâmplă la Corint. Fantastic omul acesta. Și nu el. Pentru că Apostolul Pavel ne spune că deși el a lucrat mai mult decât toți, nu el, ci Duhul lui Dumnezeu, Harul lui Dumnezeu, care a lucrat prin el. În toate aceste lucruri, Pavel a fost mulțumit, ba mai mult s-a bucurat în necazul lui. Și această realitate ne explică el în Roman 5, este pentru că el a crezut Evanghelia, el a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt când Dumnezeu i-a zis orice s-ar întâmpla, tu ești îndreptățit înaintea mea. Tu ești justificat prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Pentru că a cunoscut și a crescut în cunoașterea Evangheliei. Și pentru că a trăit Evanghelia prin puterea Duhului Sfânt. Prin dragostea lui Dumnezeu care s-a manifestat din ce în ce mai puternic în viața lui și în inima lui. Fiecare încercare era întâmpinată de puterea Duhului Sfânt, care îi dădea nu doar puterea de a trece prin încercare, ci puterea de a fi bucuros în acea încercare. Parcă aud la unii gândurile voastre nerostite. Da, frate, așa este cu Apostolul Pavel, dar totuși, eu nu sunt Apostolul Pavel. Dar totuși. În final, dacă Apostolul Pavel nu v-a convins și dacă eu nu am fost convingător, vă las cu un cuvânt de la Mântuitorul nostru. Dacă este Mântuitorul nostru. În în vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis, cunoașteți pasajul, te laud, Tată, Dumnezeu al cerului și al pământului. Pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și aceluia căruia vrea Fiul să îl descopere. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și, ce zice Domnul Iisus? Învățați. Doamne, stai un pic. Nu-i atât. Vin la tine și dintr-o dată am pace în inimă, nelimitat, nu mai trebuie făcut nimic. Dintr-o dată totul merge bine, dintr-o dată-s doar binecuvântări. Domnul Iisus spune, veniți la mine. Eu vă dau pace, eu vă dau liniște, eu vă dau justificare, eu vă dau îndreptățire înaintea Tatălui, eu vă dau înfierea, eu vă dau toate binecuvântările. Și învățați de la mine, învățați. Apostolul Pavel ne spune, pacea, liniștea, mulțumirea, toate vrind prin puterea Evangheliei, manifestate în viața noastră, prin Duhul Sfânt, dar trebuie să învățăm, să ne deprindem. Domnul Iisus spune,
haideți la mine. Toți cei trudiți și împovrați, nu știu care dintre noi nu s-ar considera trudit și împovrat. Și El ne va da odihnă. Luăm asupra nostru jugul Lui, care este ușor și bun. Și învățăm de la El. Zilnic învățăm de la El. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Nu vrei să ai și tu odihnă pentru sufletul tău? Nu vrei să ai pace și mulțumire, bucuria care nu poate fi alterată, care nu poate fi mișcată, care nu poate fi deteriorată, nu poate fi diminuată de nimeni, de nimic, de nicio încercare, de niciun necaz, de nicio suferință, nici măcar de moarte nu poate fi atinsă. Te invit să crezi, să cunoști, să înveți, să experimentezi și să trăiești prin puterea Duhului Sfânt, Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Și vei avea bucurie în mijlocul necazului. Nu pentru că zic eu, ci pentru că promite Dumnezeu prin cuvântul Lui. Dacă crezi, ai bucurie chiar dacă. Dacă nu, rămâi cu dar totuși. Îmi doresc pentru fiecare dintre dumneavoastră să aveți credință reală și bucurie în mijlocul oricărui necaz. Amin. Amin.